Mănăstirea bistrițeană de la Dobric, numită și Nicula Țibleșului, și-a sărbătorit astăzi hramul. Paracrisul monahal și viitorul așezământ social pentru persoane vârstnice sunt ocrotite de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie. Foarte mulți credincioși s-au rugat astăzi la Mănăstirea Bistrițeană Dobric, ocrotită de Maica Domnului și de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în pridvorul paraclisului așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, înalt preasfinția sa le-a vorbit celor prezenți despre actualitatea modelului Sfinților Împărați Constantin și Elena în contextul anului centenar în care ne aflăm. Sfântul Împărat Constantin s-a străduit atunci când era cât pe aici să apară o mare sectă, să o îndrepte pe calea cea bună. Și atunci, concluzia pe care o tragem noi este că și noi, cei ce venim la Mănăstirea Dobric, nu știu cât vom putea cu vorba, dar mai ales cu fapta, să-i convingem pe toți conaționalii noștri că Domnul Iisus Hristos a lăsat o singură credință. Un Domn, o credință, un botez, până când se va realiza acest deziderat. Evanghelia Domnului Hristos ne învață să fim buni, absolut cu toți. Mănăstirea Dobric a fost înființată ca un mic schit în anul 1992. Un an mai târziu a devenit mănăstire. În acest moment, lucrările la Biserica Mare cu Hramul Adormirii a Maicii Domnului se apropie de final, iar din anul 2013 se lucrează și la Căminul pentru Persoane Vârstnice cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Avem planuri frumoase și anume încercăm pe cât posibil să finalizăm lucrările unui azil de bătrâni. O să primim numai femei, interiorul e aproape gata, biserica am pregătit-o, biserica mare cu ramul Adormirii Maicii Domnului, am pregătit-o pentru pictură, am făcut, iconostasul este dat în lucru, ușile sunt puse, o tencuim pe afară, îi facem soclu și cu ajutorul Dumnezeu vrem cât de repede să intrăm și în ea, deoarece pelerinii sunt foarte mulți și în paraclisul Sfinților Împărați Constantin și Elena nu mai încăpem. Mulțumim Domnului, mulțumim împăraților Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru că ne sunt ocrotitoși și ne ajută în lupta noastră pentru credința strămoșească. Mănăstirea de la Dobric este printre primele chinovii care s-au înființat imediat după 89. Aici s-a instalat obște de maici venită din Oltenia, care au dorit să facă un proiect social, proiect care se realizează acum în fapt prin căminul de bătrâni care se zidește. Ne aflăm într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, pe Valea Țibleșului, un loc consacrat, pentru că iată de atâția ani de zile oamenii vin în pelerinaj la mănăstire atât de Sfântă Mărie și în această zi. N-am avut o mănăstire aici în zonă și oamenii se bucură de prezența Mănăstirea Maicilor și a Părintelui Duhovnic. Mănăstirea Dobric este supranumită Nicula Țibleșului datorită numărului mare de pelerini care vin aici să se roage în ziua de 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului.